Doamnă și domnule, bine v-am regăsit. Nu cred că are sens să povestim despre actualitatea imediată. Cred că cea mai importantă declarație aparține președintelui Iohannis. A trecut un pic neobservată de presa convențională, însă ea este asta. Președintele a spus că nu este de acord să se facă alegeri atâta vreme cât există pandemia. Și cu asta a mai dat un brânci celor care, chiar din PNL, dar și din PSD, tropăiau că nu e așa să se facă în septembrie și după să se facă în decembrie, ca și cum ar fi fost singuri pe lume, într-o insulă pustie și s-ar fi ales ei între ei. Eu cred că încă nu înțeleg majoritatea politicienilor că pandemia asta înseamnă total altceva decât o gripă. Dacă ar fi știut un pic să se uite, uite în greacă veche ce scrie. În greacă veche înseamnă așa, pan înseamnă peste tot, demos popor, peste tot poporul, peste toată lumea. Până la 1 miliard de oameni s-ar putea infecta. Astea sunt concluziile unor studii. Și totuși au venit unii să ne spună că ei vor alegeri. Mai vor încă 5.000 de euro pe lună, mai vor niște asfaltări, mai vor niște mama naibii să ia. Dar cred că important este, dincolo de actualitatea imediată, să vedem dacă ne putem reseta. Reseta cum? Bă, până acum ce am făcut 30 de ani? Am făcut praf tot. Am început cu o libertate de aia, cu clopul dat de pământ, că putem fuma țigări străine și putem să luăm suc la dozator, de la turcoaz, dacă ți-amintești. Și acum, după 30 de ani, cred că ne frige la degete propria noastră nepricepere în ale democrației. Ce ar trebui oare să facem? Eu zic că ar trebui să ne pese mai mult de cei de lângă noi. Și când zic cei de lângă noi, nu mă refer numai la nevastă, la copii, că acolo tuturor ne pasă. Poate că e vorba de economie locală. Aseară am postat acel interviu cu fermierul, cu Emil Turdean, și cu un gust amar. Omul ăsta a donat și a strâns peste 50.000 de lei, undeva la 5-6.000 de lei pentru Spitalul Municipal din Turda. Și a donat pentru că statul n-a fost în stare să facă ceea ce trebuia. El personal, din câte știu, a pus vreo 200 de milioane de lei vechi. 20.000 de lei. Și mă așteptam ca nu trebuie să-i mulțumească nimeni, să-i zugrăvească chipul în biserici ca la Ragnea, nu. Ci pur și simplu așa, un fel de normalitate care cunoștință. Nici gând. Dosar penal, de ce irigi? Pe de-o parte. Pe de altă parte, vin toți miniștri să ne spună, domnule, o să ne pască o criză alimentară. Și atunci de aici m-am gândit, oare cum ar fi dacă ne-a reseta? În 2013, în septembrie, eu am început așa, de unul singur, tăhui, cum se zice în Ardeal, o campanie. Și am zis, pentru sănătatea economiei naționale, consumați produse românești. Bă, am primit atenționări. Domnule, ce-i cu chestia asta? Și am zis, bă, da, eu nu boicotez produsele străine, dar cred că dacă am de ales într-o brânză de nu știu unde și una de lângă mine, cumpăr brânza de lângă mine. Sigur, trebuie să aibă caracteristici de calitate, trasabilitate, tot ce înseamnă asta. Dar dacă sunt produse la fel, mă prefer, chiar dacă e cu un leu mai mult, să cumpăr produsul de lângă mine. Am avut chestiunea asta, știți mulți, anul trecut am avut și campania aia pe Facebook, e adevărat, reclama de weekend, a fost gratuită și tot timpul am zis, hai să duc înainte micii meșteșugari, că molurile multinaționale se duc singure înainte și foarte bine că se duc. 2013-2020. Au trecut 7 ani. Au trebuit să treacă 7 ani ca să văd și astăzi un titlu, în sfârșit, că Ministrul Agriculturii recomandă românilor să cumpere, să caute doar produse românești. Acum n-aș miza pe doarul ăla, mi se pare o exagerare. Dar să cauți și să cumperi, printre altele, și produse românești, sau cu atât mai mult produse românești, dacă le găsești, dacă au calitate, mi se pare nu naționalism, cum ar fi tentați unii să creadă, ci pur și simplu o responsabilitate față de locurile în care trăiești.
Pentru că nu există să trăiești bine în mocirlă. Nu există să fii bogat în sărăcie. Da, sigur, poți avea un Rolls, dar îți vei rupe planetara exact acolo unde își rupe osia căruții și ăla care vine după ajutorul social cu căruța. Înțelegi? Starea asta de prosperitate, eu am văzut-o în Franța, unde eu l-am văzut francez, cât am fost, și am bătut Franța de multe ori, să cumpere alt vin decât vinul franțuzesc. Am văzut în Olanda, am văzut în Germania. Nimeni nu i-a acuzat pe oamenii de naționalism, ci pur și simplu era un fel de admirație a celor intrați ca mine în țara aia într-o vacanță, o admirație când vedeam că merg repede, repede la produsele lor. Dacă se poate, produse locale. Și am zis, bă, la noi de ce să nu fie posibilă chestia asta? Suntem noi mai tântăluți așa la cap, suntem un fel de trib. Întrebările mele au primit un singur răspuns. Cam da. Cam da. Cred că asta ar fi o soluție. Dacă o să mai avem produse românești. Și aici nu dau vina pe multinaționale sau nu mă iau ca reper, mai știu eu ce conspirații mondiale, ci iau ca reper ciufutoșenii aia cu care tovarășii politicieni timp de 30 de ani au făcut praf tot ce... fiecare fabricuță. A, ți-ai deschis o fabricuță de salam? Nu e nicio problemă, punem statul pe tine. Ți-ai deschis o fabricuță de mobilă? Punem statul pe tine. Să-ți treacă ție visul ăsta de a deveni antreprenor. Lasă că luăm din China. Luăm din China și palme laminat, luăm din China și pixuri, luăm din China și coronavirus. Aici am ajuns. Mergem mai departe. Că tot vorbeam aseară de irigații. Și am văzut că ăștia de la PSD brusc vor să facă, acum, în plină pandemie, în stare de urgență și în starea de alertă care va urma, domnule, facem moțiune de cenzură la ăștia, la agricultură și la Câțu. La Câțu pentru că, nu-i așa, se împrumută pentru că nu mai sunt bani, Madame Dăncilă. Iar cu ministrul agriculturii, uite, tată, bilanțul marilor investiții promise de Dragnea pentru irigații. În 3 ani, PSD a cheltuit pe pază un sfert de bani, din bani. S-au dus contracte la firme apropiate de Darius Vâlcov și Dragnea Junior. Și, ca să nu crezi că e vorba de Ardeal, că știu că unii zic, da, bă, ăsta tot bate moneda pe Ardeal. Normal că o bat, o paranteză. Eu sunt ardelean. Și cel din Moldova ar bate moneda pe Moldova. Cel din Oltenia pe Oltenia. Cel din Banat pe Banat. E normal. Dar, undeva la 20% din suma promisă au investit-o și nu acolo unde trebuiau. În Galați, de exemplu, ar fi trebuit ca aerul, irigațiile. N-au dat niciun bănuț. Au pus în schimb irigații în Olt, unde era Vâlcov, unde era toată gașca aia din PSD. Și-au dat, atenție, 129 de milioane de lei, aia atunci era undeva la 40 de milioane de euro, pentru paza instalațiilor. Îți dai seama ce bine se câștigă din pază? Așa că ar trebui cifrele astea să le dea un pic presa, dar presa are o problemă. Uite, Ciprian Ciucu prezintă lista publicațiilor plătite de primarii PSD din capitală. Toate atacurile sunt cu copy-paste, ceea ce arată comandă unică și dă pur și simplu acele gazete, da, care primesc bani, ziarele tonomadele numește el, primesc bănuți, aici le vezi, de la primarii PSD. Eu știu că e comod să ai partipriuri cu partidele astea mari. Credeți-mă că simt pe pielea mea ce înseamnă să zic în fiecare emisiune de Patreon. Dar pe de altă parte, platforma asta de finanțare până la urmă, de sprijin al emisiunilor, mi se pare cea mai onestă. Dacă omul îi se pare că spui ceva interesant și relevant, plătește. Dacă nu, nu. Sigur că acum nu vreau să fac pe Fata Morgana, pe Cenușăreasa sau pe Fata Mare. Nici gând. Nici gând. Așa cum are un tâmplar
un cercetător, un medic, facturi de plătit. Au și gazetari. Ideea este că gazetarul trebuie să fie în fiecare zi în stare de alertă. Și o să spun de ce. Pentru că dacă nu era presa asta independentă, dacă nu era Facebook-ul ăsta, așa cum este el, plin de mâțe uneori, plin de conspirații de multe ori, dar de cele mai multe ori găsește acolo informații. Și dacă nu erau toate astea, vă spun că ăștia dădeau țara de gard cum n-o dădea, n-o putea da nici Ceaușescu cu Gheorghiu Dej și cu Stalin la oaltă. De ce? Pentru că lor le lipsește, pe de-o parte, interesul ăla de a intra în pagini de istorie și, pe de altă parte, dezinteresul ăsta este dublat de hămeseală. Gândește că ăștia au fost majoritatea dintre ei repetenți. Note mici. Erau ăia ultimii de acolo, din ultima bancă de care râdeam toți. Și acum au venit cu toate frustrările și au dat seama dintr-o dată că, bă, dar eu pot să fac 2 milioane de euro dintr-o asfaltare de aia pe hârtie. Și stau și se gândesc, păi 2 milioane de euro câștig un om în 10 vieți. Și eu pot să câștig dintr-o semnătură. Adică, pe de o parte tentație, pe de o altă parte frustrare, iar peste toate legi făcute pentru ei. Înțelegi de ce sunt importante toate nebuniile astea? Și toate nebuniile astea sunt cumva plătite de noi și dacă vrem și dacă nu vrem. Și uite, un om simplu, un polițist, probabil polițistul urât de toți șefii poliției sau de majoritatea șefilor poliției, a publicat mesajul unui șef de acolo de la polițiști care cere subalternilor să plătească, să dea mai multe amenzi oamenilor. Adică intrăm iară în sevrajul ăla civic, în sevrajul ăla spurcat în care am fost pe timpul lui Ceaușescu. Știi că ziceau ăștia, bă, vinerea nu-i bine să mergi cu mașina și atenție la radar. Dar de ce? Pentru că dacă au polițiștii, sunt milițienii, sâmbătă, nuntă, să știi că de la tine o să-și facă banii de cinste. Știi ce se vede din toate astea? Se vede un fel de derizoriu extraordinar. Acum că toți stăm acasă, în izolare, am putea să ne gândim, bă, cum era acum 30 de ani? Cu ce speranțe am plecat noi acum 30 de ani în democrație? Credeam că vom ajunge sub tot felul de analfabeți? Credeam că vom ajunge să importăm 3/4 din mâncare? Credeam toate chestiile astea? Sau credeam că vom deveni o țară civilizată? Sigur, poate nu la nivelul Germaniei dintr-o dată, sau nivelul Franței, sau nivelul mai știu eu cui, dar acolo, undeva pe lângă ei, știi, mustind a prosperitate și mustind a inovație și a educație. Uite, pandemia asta ar trebui să ne dea de gândit. Nu la boala asta cu virusul, ci la boala pe care am dezvoltat-o noi, bucuroși, timp de 3 decenii. Ne vedem și mâine. Sănătate!